Viața bate filmul. Doi frați despărțiți la divorțul părinților s-au regăsit după 30 de ani, trei decenii în care fiecare a trăit sentimente diverse, de frământări și speranțe până la ură. Conform Antena 3.0, unul dintre ei a avut șansa să afle adevărul, altul a fost mințit și a abandonat. Două suflete care s-au bucurat de revedere și care promit că doar moartea o să-i mai despartă de acum înainte. Robert și Edward sunt doi frați pe care părinții i-au despărțit, însă povestea lor este un scenariu de film. În urmă cu 30 de ani, părinții s-au separat și au decis ca fiecare dintre ei să ia în grijă câte un copil. Pe cel mare, pe Robert, în vârstă de patru ani, l-a luat în grijă tatăl. Cel mic de doar doi ani, Edward, a căzut în grijă mamei. Acela a fost momentul în care soarta a avut o întorsătură pentru fiecare. O mamă și o bunică și-au abandonat la poliția Târgu Jiu copilul, declarând că l-au găsit în gară și nu știu cine este, a declarat Gheorghe Zalog, directorul adjunct al DGSPC Gorj. Eduard nu a știut niciodată care un frate, exact acum când a venit. În concediu au venit și cei de la investigații. Am fost lăsat undeva pe peronul de la gară și nimic mai mult nu știu. De atunci nici că am vrut să aflu mai multe, spune tânărul. Și dacă fratele lui, crescută de tată, nu l-ar fi căutat, Edward nu afla niciodată asta. Nu mi-am făcut foarte multe așteptări, dar s-a adeverit să fie bine. Nu mi-a venit să cred, sunt bucuros, Am mărturisit Robert. Polițiștii au deschis o adevărată investigație pentru a-l găsi pe Edward doi frați s-au văzut pentru prima dată pe aeroportul din Oradea. Tatăl copiilor a fost martor la întâlnire. Mama celor doi frați a decedat în urmă cu câțiva ani. Singura care trăiește este bunica lor, care a refuzat să colaboreze cu autoritățile. Povestea celor doi frați a fost făcută publică pe pagina de Facebook a Poliției Române.